Numele Domnului să fie binecuvântat în dimineața aceasta. Amin. Am fost luat prin surprindere, nu eram pregătit astăzi, nu eram programat. De aceea am și ezitat puțin, am stat și am întârziat, nu m-am grăbit să-i dau răspunsul fratelui care m-a chemat. Și am stat și m-am gândit acolo pe bancă, așa va fi și când Domnul va veni. Deodată. Suntem gata? M-am întrebat, aș fi gata? Sunt gata? Sunt gata să-i slujesc în viața aceasta? Sunt gata atunci dacă toți suntem la nuntă, când va veni mirele nostru, că El vine, chiar dacă întârzie. Cum spune în cuvântul Domnului, cum cred unii, El întârzie, poate că nu sunt eu gata, poate că nu suntem gata. Dar astăzi e timpul să ne pregătim. Și zic ca Domnul să ne ajute, Domnul să ne ierte, Domnul să ne curățească și Domnul să ne pregătească. Îmi place Psalmul 139. Știți ce spunea Voltaire? Pare mi se că omul își este sieși străin, nu știe nici de unde vine, nici încotro merge. O mână de atomi biciuiți, o mână de tină, o bajocură a sorții, spunea Voltaire, devorați de moarte. Ce trist, ce fără speranță. Ăsta e omul fără Dumnezeu. Dar noi, așa cum s-a citit, ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 139, versetul 13, Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Vede sufletul nostru? E o zi de har astăzi. Și ce har, stau de multe ori să mă gândesc, ce har să avem har, să-L cunoaștem pe Domnul, să avem o speranță, o credință, o nădejde vie. Numele Domnului să fie lăudat pentru aceasta, că numai în El avem. Doresc să facem o rugăciune de mărturisire, de mijlocire înaintea Domnului. Poate am greșit, poate am păcătuit, cu intenție, fără intenție. Și vrem să rugăm aceasta pe Domnul și pentru aceasta vreau să citesc Psalmul 51, e un psalm cunoscut, e un psalm potrivit pentru această rugăciune și să cerem ca Domnul să aibă milă de noi în dimineața aceasta, să ne ierte, să ne curățească. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele, deci nu după meritul nostru, că nu avem niciun merit, dragi frați și surori. Meritul este în sângele Domnului Isus Hristos. În El avem răscumpărare, în El avem viață. Numele Domnului să fie lăudat. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Dar ca să fim curățiți, știți ce spune David mai departe? Căci îmi cunosc bine. Îi cunoaștem noi. Asta presupune analiză, asta presupune verificare, asta presupune smerenie, zdrobire. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Domnul iartă și uită, dar noi cred că n-ar trebui să uităm așa de repede. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta, așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire. Asta e parcă o scuză. Și uneori așa ne scuzăm și noi. Suntem oameni. Chiar mie mi s-a întâmplat, îmi spune și lasă că suntem oameni, așa-i greșim. Și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar, și este un dar, dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Opresc aici și vă rog să vă ridicați și să ne ridicăm înaintea Domnului și să venim, așa cum am spus, cu smerenie, cu dorința de a fi curățiți, cu dorința ca Domnul să zidească noi o inimă curată, că numai El o poate zidi. Numele Domnului să fie lăudat. Ne rugăm înaintea Lui. Venim din nou, Doamne, înaintea Ta, Doamne, în dimineața aceasta. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că ești în brațul Său! Chiar când simți că tot în jur se prăbușește, tu să ai pace în inima ta mereu, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că lui îi aparții, și să simți în orice zi că-ți dăruiește. Când treci prin necaz, pace și bucurii, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că ești copilul Său! Zi de zi prezența Lui te însoțește și-ți dă pace în necazul cel mai greu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Dumnezeu să ne ajute! Zaharia, capitolul 8, versetul 16, spune: Iată ce trebuie să faceți. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Amin. Am cântat o cântare frumoasă în care ne dorim fiecare să avem pace în inimile noastre și este adevărat și Dumnezeu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea în toate lucrurile pe care le facem să căutăm să avem pace. Și Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să stăm înaintea Lui și cred că este nevoie, cu întreaga biserică, să stăm și să stăruim la lucrul acesta. Doamne Dumnezeule, Te rugăm să pui pace în inimile noastre. Spunea cuvântul lui Dumnezeu chiar și în Psalmul 51, unul din versetele care au fost citite, dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Dumnezeu cere ca adevărul să fie în adâncul inimilor noastre. Ce este în inima noastră în dimineața aceasta să ne întrebăm fiecare? Avem pace sau nu avem? Mi-a plăcut întrebarea fratelui dinainte care a spus că să ne întrebăm fiecare, suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți? Dacă era venirea Domnului în această dimineață, nu neapărat dacă suntem pregătiți să slujim, suntem noi pregătiți sau nu? Ce avem în inimă în această dimineață? Avem pace în inimile noastre sau mai avem alte gânduri în inimile noastre? Chiar dacă am făcut o rugăciune de mărturisire și cred că ne pare rău, aș vrea să ne rugăm din toată inima, Doamne, pune pace în inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu din Zaharia spune că fiecare trebuie să spună adevărul aproapelui său. Și m-am gândit puțin la lucrul acesta și să spui adevărul aproapelui tău nu este întotdeauna ușor, dar oamenii sinceri, oamenii care caută adevărul, vor spune adevărul. Chiar dacă va trebui să-l spui unui prieten de-al tău, unui frate, poate unei rudenii de-a tale. M-am gândit că prietenii adevărați își spun adevărul. Prietenii care sunt doar de formă își spun doar, așa cum zici tu, ca să fie așa o pace formală, dar Dumnezeu cere ca să spunem adevărul din inimă. Prietenii adevărați dau unul după celălalt numai ca să au poate alte interese, ca să țină o prietenie. Dar prietenii adevărați spun adevărul din inimă, dar după aia o să zicem fiecare, da, i-am spus adevărul, ăsta a fost adevărul. Dumnezeu mai punctează aici ceva foarte, foarte important. Atunci când spunem adevărul, care este scopul nostru? Dumnezeu cere ca scopul acestui adevăr pe care trebuie să-l spunem, să fim sinceri întotdeauna cu cei din jurul nostru, să fie în vederea păcii. Dumnezeu, orice judecată care o facem între noi, orice lucru pe care îl analizăm dintr-o parte și din alta, din mai multe părți, după ce ne pronunțăm cuvântul, trebuie să o facem în vederea păcii. Prin tot ceea ce spunem, trebuie să căutăm pace între noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spunea versetul 17, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Dragii mei, haideți să urâm ceea ce urăște Domnul. Lucrurile acestea, gândurile rele, nimeni să nu gândească rău în inima noastră și Psalmul 139 spunea că Dumnezeu cunoaște toate gândurile noastre. Dragii mei, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă mai sunt totuși gânduri rele pe care le avem cu privire la un frate sau la o soră, Dumnezeu să ne ierte, să ne curățească cu adevărat inimile și să continue. Eu cred că Dumnezeu ne iartă, dar nu știu dacă ne-am gândit la toate lucrurile și am renunțat chiar la toate gândurile din inima noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Tot aici în Zaharia spunea în capitolul 7, versetul 9, așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan și nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Amin. Înainte ca să spui niște cuvinte, înainte ca să rănești poate pe cineva, întotdeauna sunt poate înainte gândurile rele pe care Dumnezeu vrea să le tăiem din rădăcină. Dacă nu o să fie gânduri rele în inima noastră, atunci nici nu o să fie vorbe rele după aceea, nu? Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să-L rugăm, Doamne Dumnezeule, nu vrem să stăm, știm că Tu ne cunoști pe toți. Spunea ultimul verset din 139, vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne Dumnezeule, punem pașii pe cărarea veșniciei și Domnul să facă lucrul acesta. Vă invit să vă ridicați în picioare. Și așa cum am cântat, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne-a îndemnat, să cerem lui Dumnezeu să locuiască adevărul în inimile noastre și niciun gând rău împotriva celor din jurul nostru, Dumnezeu să pună pace în inimile noastre. Ne dorim lucrul acesta, nu-i așa? Nu este alt lucru mai frumos decât să știi că ai pace în inima noastră. Și dacă vrem să știm că Dumnezeu ne iubește, așa cum am cântat, trebuie să avem pace în inimile noastre și să fim cu adevărat fii de Dumnezeu. Haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem aceste lucruri din toată inima. Amin. Am venit, iubire, și tot spre tine merg mereu. Frumusețe și desăvârșire, doar tu dai sufletului meu. O iubire, o iubire, har doar tu din ele, înbelșugat pe orice otar. O iubire, o iubire, hare-te-n veni de sus, mântuire, mântuire, prin Golgota ne-ai adus. Din tine am venit, iubire, și merg spre tine necurmat. Când binecuvântata-ți fire, e Dumnezeu cu adevărat. Și trece așa de repede, de aceea voi fi foarte scurt și această rugăciune vrem să o facem pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi, pentru cei care au cauze înaintea lui Dumnezeu. Și îmi place ceea ce Domnul Iisus a spus la mormântul lui Lazar, dați piatra la o parte. Nu știu care este piatra în viața dumneavoastră, poate o piatra necredinței, poate este o piatra păcatului, nu știu cât este de mare sau de mică. De aceea Domnul a spus, dați. Au fost mai mulți acolo. Dacă ai o stare pe care nu poți să o învingi, cheamă mai mulți frați, dar întotdeauna ca Domnul să lucreze. Și el știm că, noi știm că El lucrează, dar Domnul ne-a spus clar și explicit. În Marcu 11 cu 24, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Ce este aici? Credință. Avem nevoie de credință. O avem? O avem? Haideți să ne cercetăm profund, nu așa la suprafață. Și să știți că am constatat de multe ori în viața mea că lipsește uneori, sau este un dram de credință, dar El o poate mări, El o poate întări, El o poate face să crească. Și îmi place ceea ce Domnul Iisus spune în Ioan 11, tot la mormântul lui Lazar, cu versetul 42. Chiar 41. Au luat, dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, înainte de a se întâmpla, înainte ca Lazar să iasă din mormânt, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam. Știm noi? Știm că Domnul ne ascultă? Avem credința asta? Așa puternică? Dacă o avem, să știți că Domnul va vindeca pe cei bolnavi. Nu întotdeauna va vindeca Domnul, ca să nu cădem apoi în deznădejde, dar probabilitatea ca Domnul să vindece întotdeauna este de 100%. Amin? Amin. Vrem să ne rugăm, de aceea am spus că voi fi foarte, foarte scurt pentru cei bolnavi și am primit un bilet. Vă rog în numele Domnului să ne rugăm pentru Mircea Maghiar, ca Domnul să se îndure și să dea biruință. Mulțumesc! Domnul să vă binecuvinteze, sora Maghiar. Și am mai primit o științare, fratele Blaj. Am înțeles că și-a rupt piciorul. Ne rugăm ca Domnul să vindece, că El a creat osul, El a creat mădularele noastre, așa cum s-a citit în Psalmul 139, și El așa ușor poate să vindece. Chiar atunci când piatra e așa de mare, încât nu mai vezi nici orizont, nimic. Am stat în fața unei asemenea pietre și nu odată. Atunci când am zis că gata, de aici nimeni, numai Dumnezeu. Și uitați că Domnul a lucrat. El poate, El are putere, mărească-se numele Lui. Chiar dacă credința noastră e slabă, zicem, Doamne, așa cum ucenicii au spus, și era Domnul acolo cu ei, întărește credința noastră, mărește, Doamne, credința noastră, ne ridicăm înaintea Domnului, ne rugăm pentru cei bolnavi, așa cum am spus, cu credință și din toată inima. Amin. Amin. Se mune prea înalt ca să nu-l miște. Nu e problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e furtună prea grea să n-o liniștească. Nu e durere prea grea să mulțumim lui Dumnezeu, căci El este Cel care ascultă, care iartă, care ridică povara, slăvit să fie El. Oricât ar fi de mare, oricare ar fi apăsarea, oricât ar fi de mare tulburarea, Dumnezeu poate să dea pace, Dumnezeu poate să ne treacă biruitori prin orice problemă a vieții și îi mulțumim pentru aceasta. Și aș vrea să o facem împreună și într-o rugăciune, să îi mulțumim din toată inima. Dacă am citit în Marcu, capitolul 11, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Atunci se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu, căci ne-a ascultat rugăciunile. Dacă ne-am rugat cu credință, Dumnezeu ne ascultă, slăvit să fie El. Vă invit să vă ridicați în picioare. Aș vrea să ne rugăm și să aducem înaintea lui Dumnezeu și cele patru familii, frații care slujesc în biserică. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să le asculte rugăciunea acestora. În familiile acestea, dacă au rugăciuni deosebite, cereri, Dumnezeu să asculte, să mijlocim unii pentru alții, pentru că Dumnezeu, atunci când noi suntem uniți, atunci când vede unitate între noi, Dumnezeu lucrează, slăvit să fie El. Haideți să ne rugăm, cum am spus, și pentru aceste patru familii și să mulțumim din toată inima lui Dumnezeu. Dacă crezi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, mulțumește-i din toată inima. Amin. Doamne, orice pas Iisus mi-l conduce, slavă Lui, mână sfântă El îmi aduce, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta. Slavă Lui, harul Său îl dă la mari și mici, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta. Cu pace mi umple El inima, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta. Cu pace mi umple El inima, slavă Domnului. Slavă Domnului! Numele Domnului să fie glorificat și slăvit de fiecare inimă prezentă. Așteaptă în spatele ușii doi miri, familia, părinții, și în timp ce corul va proslăvi pe Domnul cu un imn, îi rugăm să intre înăuntru și să-și ia fiecare locurile care le sunt rezervate. și întreaga biserică să spună amin la ceea ce corul a dorit. Așa au cântat coriștii, ca Domnul să rămână cu noi. Și așa ne vom închina și prin rugăciune, prin fratele Ioan Hasan, și să rugăm pe Domnul să rămână cu noi și la această nuntă, la acest serviciu de căsătorie. Ne închinăm prin rugăciune, dorim ca binecuvântarea Domnului să fie în continuare peste lucrarea din ziua de astăzi. Amin. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru această zi binecuvântată de Tine. Doamne, îți mulțumim pentru timpul prielnic și plin de soare, Doamne. Credem că soarele neprihănirii Tu, prezent, vei fi în această zi, că ești chemat, Doamne. Ești chemat să binecuvintezi lucrarea de astăzi, Doamne. Să binecuvintezi tânăra pereche, pe Daniel și pe Anca, Doamne. Te rog să binecuvintezi familiile noastre, să binecuvintezi întreaga asistență, Doamne, nuntașii, să binecuvintezi biserica Ta, Doamne Dumnezeule, și să faci ca tot ce se va face în locul acesta să fie pentru slava numelui Tău și binecuvântarea celor doi, Doamne. Îți mulțumim și așa cum era cântarea, te rugăm să rămâi cu noi, să lași binecuvântarea și noi credem lucrul acesta și îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cuvântul care va fi citit, frații slujitori, la timpul potrivit îl vor citi dânsii. Până atunci, bun venit celor doi, mirilor, fratelui Daniel, sorei Anca, Domnul Iisus să vă binecuvânte, o zi frumoasă pentru voi, pentru familiile voastre, dar și pentru noi, Biserica Domnului, de unde faceți parte, o zi de bucurie pentru inimile noastre a tuturora, atunci când doi tineri hotărăsc să înceapă drumul căsătoriei împreună cu Domnul Iisus. Da, este o lume în care puțin fac lucrul acesta. Făcând un procentaj la miliardele de oameni care trăiesc pe pământ și au ales căsătoria sub o altă formă sau drumul căsătoriei sub o altă formă, sau poate că nici nu intră în căsătorie, sunt puțini cei care încep căsătoria lor cu Domnul, încep căsătoria lor în biserică, dorind să primească, prin rugăciunea care se înalță și din partea Domnului, să primească binecuvântare în căsătorie. Ne bucurăm de Daniel și de Anca, Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de familia Suingiu, familia Hasan, care v-au educat, v-au crescut în spirit creștin, v-au pus valori sfinte în inim și s-au ocupat de voi și apoi când ați fost mari, nu ați uitat aceste valori. Și iată-vă astăzi, înaintea lui Dumnezeu. Bun venit familiei Hasan, familiei Suingiu, bun venit tuturor nuntașilor de pretutindeni, bun venit fratelui Daniel Suingiu de la Kaffenberg și fratelui Zorinel Humoșdean din România, slujitori care vor predica cuvântul lui Dumnezeu în ziua de astăzi. Da, și vom începe slujirea celor care au dorit să aducă o floare sau, să mă exprim metaforic, o floare sau o cântare, mai bine zis, în buchetul de flori închinat în numele Domnului și pentru slava Domnului, dar și pentru cei doi. Damaris și Imon va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi cred că e o surpriză pentru sora Anca și pentru fratele Daniel, că ei nu mi-au trecut. Te-ai speriat sau? N-ați trecut în programarea voastră o cântare care grupul Ghedeon vrea să o cântați, urmează ei după sora Damaris, apoi fratele Ilie Neagu să laude pe Domnul cu o cântare, Husarciuc Simona va lăuda pe Domnul cu o cântare, sora Simona, după sora Simona frații Hasan vor lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Daniel Suingiu să aibă un cuvânt pentru miri, pentru noi toți. Amin. El să le fie, stâncă și tărie, mereu ocrotitor, mereu cu ei, căci este în fericire, în stâncă veșnicie, mereu ocrotitor cu ei. să fii dus mai mult decât poți duce și îngădui de sus. Nu-i foc să nu se stingă, nici noapte fără zori. Tot e condus de Domnul, El va ști ce va veni. Așteaptă ceasul lui, El este Domnul vieții, El va ști ce va veni. Încrede-te în El, încrede-te în Cel Preasfânt, El totdeauna are ultimul cuvânt, pe brațe El vă poate. Am așteptat ziua aceasta împreună cu tot cei care facem parte din grupul Ghedeon. Cred că a așteptat-o și Dani și Anca. Dumnezeu să-i binecuvânte. Pe lângă surpriza care am încercat să o pregătim în această dimineață este că oricum grupul Ghedeon fără dirijor nu poate cânta. Așa că îl rog pe Dani, chiar dacă este îmbrăcat în haine de mire, să facă și lucrul acesta, să ne dirigeze încă o dată. Și nu numai acum, așa cum spunea Eclesiastul, capitolul 7, partea 2, versetul 14, în ziua fericirii fiți fericiți. Dumnezeu să vă binecuvânte cu fericire toată viața. Amin. Cu inimile pline de iubire, voi vă îndreptați către altarul sfânt, dorind ca Domnul din asamărire să vă unească în veșnic legământ. sfinte bogății, comori cerești peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și în lupta vieții fă-i biruitori. Azi visurile voastre împlinite, voi încheiați căminul vostru drag, cu inimile pentru veci unite, în viața nouă ce vă stă în prag. Revarsă, Doamne, sfinte bogății, comori cerești peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și lupta vieții fă-i biruitori. Pe calea voastră să luați pe Domnul, El vă crotește pe al vieții val, și la sfârșit veți ancora în portul cel minunat al mării de cristal. Revarsă, Doamne, sfinte bogății, comori cerești peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și lupta vieții fă-i biruitori. Revarsă, Doamne, sfinte bogății, comori cerești peste ai tăi copii, pe calea lor presară, Doamne, flori, și-n lupta vieții fă-i biruitori. Amin. Este zi de sărbătoare, astăzi peste adunare, două inimi se unesc, legământei își rostesc. Este zi de sărbătoare, astăzi peste adunare, două inimi se unesc, legământei își rostesc. Sărbătoare peste miri, sărbătoare peste casă, sărbătoare în popor, a cuprins lumea toată. Sărbătoare peste miri, sărbătoare peste casă, sărbătoare în popor, a cuprins lumea toată. Două inimi la altar, binecuvântare-n dar, prin credință primesc din mâna Tatălui Ceresc. Două inimi la altar, binecuvântare-n dar, credință primesc din mâna Tatălui Ceresc, sărbătoare peste miri, sărbătoare peste casă, sărbătoare în popor, a cuprins lumea toată. Sărbătoare peste miri, sărbătoare peste casă, sărbătoare în popor, a cuprins lumea toată. Cântă corul îngeresc, două inimi se unesc, ne unim cu toți în cor, sărbătorind la nunta lor. Cântă corul îngeresc, două inimi se unesc, ne unim cu toți în cor, sărbătorind la nunta lor. Sărbătoare peste miri, sărbătoare peste casă, sărbătoare în popor, a cuprins lumea toată. Sărbătoare peste miri, sărbătoare peste casă, sărbătoare în popor, a cuprins lumea toată. Sutoarne în voi prin clipe amare, dureri și nevoi, să stați mai aproape de brațul divin, zidind al iubirii altar în cămin. Căci fără iubire mereu vor fi pe drumul vieții iubiți călători, dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Iubirea el Domnul s-o toarne în voi, o sfântă cetate, să fiți amândoi, cuvinte de aur și zâmbet frumos, iar Domnul vieții vă fie Hristos. Căci fără iubire mereu vor fi nori, pe drumul vieții iubiți călători, dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Iubirea e perla ce rar o întâlnești, în multe familii nu o mai găsești, dar voi care astăzi aici vă uniți, poruncă din ceruri e să vă iubiți. Căci fără iubire mereu vor fi nori, pe drumul vieții, iubiți călători, dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Iubirea revarsă, Iisuse iubit, și leagă perechea ce-acum s-a unit, nimic să nu rupă a lor legământ, unii să rămână în inimi și-n gând, căci fără iubire mereu vor fi nori pe drumul vieții, iubiți călători, dar unde iubire e totul divin, acolo e soare, e cerul senin. Primăvară, la fântâna într-un sat, caravana și-a oprit-o Eleazar. Imediat sosi Rebecca și când seara s-a lăsat, el știu că nu trudise în zadar. O, fiți gata, seara vine iar și se aude iarăși Eleazar. În curând începe nunta, bucuria vom gusta, înspre seară caravana va pleca. Cu inele și brățări, ca-n vis porni Rebecca spre Isar. Către seară a văzut-o, înspre el venind din zări, o genuntă minunată astăzi fac. O, fiți gata, seara vine, se aude iarăși Eleazar. În curând începe nunta, bucuria vom gusta, înspre seară caravana va pleca. Tatăl, către noi pe Duhul Sfânt, să-i găsească o mireasă lui Iisus. Ca Isaac ne așteaptă Domnul și ne cheamă prin cuvânt, astăzi nunta-i pregătit acolo sus. O, fiți gata, seara vine iar și se aude iarăși Eleazar. În curând începe nunta, bucuria vom gusta, înspre seară caravana va pleca. lăsat în urmă lumea și-a pornit ani după ani. Ne îndreptăm grăbiți spre noul Canaan. Vom vedea în cer pe Iisus, ca Isaac ne va primi și în cortul veșniciei ne-o muri. O, fiți gata, seara vine iar și se aude iarăși eleazar. În curând începe nunta, bucuria vom gusta și înspre seară caravana va pleca. O, fiți gata, seara vine iar și se aude iarăși eleazar. În curând începe nunta, bucuria vom gusta și spre seară caravana va pleca. În curând începe nunta, bucuria vom gusta, înspre seară caravana va pleca. Iubiți frați și surori, să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul! Iubiți miri, iubite familii, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dani și Anca, emoții foarte mari și normal să fie așa, că ei n-au mai făcut asta niciodată. E prima și ultima dată. Amin, ar trebui să zicem. La noi nu ne jucăm cu din asta. O singură sărbătoare frumoasă înaintea Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Dane și Anca. Fratele Varadin îmi spunea când ați fost la noi, zice, te-ai fi gândit tu că Dane îți va veni verișor? Nu m-am gândit. Dar uite cum stau lucrurile și cum se așteaptă una pe alta. Și cei doi astăzi sunt aici. O bucurie deosebită. Emoții deosebite din partea celor două familii. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frații, grupul Ghedeon cântau așa de frumos și l-au provocat pe Dane să mai dirigeze, am înțeles eu pentru ultima dată. De acum o să mai dirigeze și Anca, probabil. Așa e în familie, Dane, tu nu știi. Începeți un drum nou, ceva deosebit, ceva care este necunoscut, chiar dacă în familiile voastre ați văzut multe lucruri, poate bune sau mai puțin rele, însă voi... De mâine veți avea o casă, amândoi singuri. Aș vrea să spun că Anca are atâtea calități, nici nu poți să-ți dai seama. Dar are și multe defecte. Dane, și tu la fel. M-a impresionat gândul vostru și versetul meu pentru astăzi ar fi cel care l-a scris voi aici. Rut, capitolul 1, versetul 6, partea a doua a versetului, care spune atât de frumos, încotro vei merge tu, voi merge eu. Încotro vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Frumos moto, foarte frumos. Aceeași direcție, ce e mai frumos ca atât, aceeași casă, nu împărțită, nu alte case, nu pe la alte. Același popor, nu unul creștin și altul altfel, și același Dumnezeu. Foarte frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și așa să fie. Însă ca să fie așa, să fie aceeași direcție, toată lumea, toți dintre noi alergăm după fericire. Și fericirea este aliatul care ține familia, care, dacă vreți, face aceeași casă, are același popor și același Dumnezeu, doar fericire. Oamenii de știință spun că ne naștem genetic, noi genetic, venim cu 50% din fericire. Doar 50%. Mai ales voi. Voi până n-ați fost. De-aia vă căsătoriți, ca să completați 100% fericire. Ne naștem cu 50% fericire. 10% vine din circumstanțele vieții. Ia, mai ai bani, nu ai, ai o casă frumoasă sau nu, o mașină, dar asta nu. Dar 40%, ca să fie completă treaba asta, vin din propriile noastre acțiuni, din propriile noastre, cum să zic, fiecare dintre noi trebuie să contribuim la această fericire. Și m-am gândit pentru voi astăzi, pentru familia voastră. Care este sau cum găsim noi această fericire? Nu există, mulți s-au zbătut și fiecare dintre noi ne luptăm sau vrem să dăm o definiție a fericirii. Nu există o definiție a fericirii. Unii spun, uneori fericirea înseamnă uitare, foarte frumos. Mai ales în familie. Mai ales în familie. Dacă nu uitați anumite lucruri, de aceea spuneam, Dane, și nu te avertizăm noi, numai noi vorbim așa. Ai să vezi tu, și eu m-am gândit, vă spun sincer, când m-am căsătorit, mi se părea că sunt perfect. Și m-am gândit, nu mi-a spus mai nimeni. O singură dată mi-aduc aminte că eram tineri, nu știu dacă se face și la dumneavoastră, s-a făcut joc, făceam un joc foarte interesant. Eram toți tineri, scoteam pe unul afară dintre noi și toți tinerii spuneau ceva despre celălalt, de cel care era afară. Se făceau niște bilete să fie cumva secret. Nu știu dacă ați făcut jocul ăsta, e foarte interesant, ar fi benefic pentru toată biserica. Așa, adică ieșiți toți afară, eu ies afară, voi înăuntru scriți fiecare pe un bilet ce părere aveți despre mine, despre păstor, despre fiecare. Și după aia se adună biletele într-un coș și se scrie pe hârtie. Și s-au scris acolo, m-am îngrozit. Nu venea să cred. Bineînțeles, și calitățile și defecte. Toată lumea își spunea punctul lui de vedere. Înțelegi? Și era foarte frumos. Atunci m-am speriat un pic. Dar când m-am căsătorit, lucrurile au fost tranșante, directe. Atunci mă gândeam că oamenii sunt răutăcioși, invidioși, că vezi, Doamne, eu vin de acolo sau vin de acolo, am ceva sau nu am ceva. Mă gândeam eu. Ei, când am ajuns în familie, lucrurile au fost clare. Am un prieten aici la dumneavoastră în biserică, nu-i dau numele. Îmi spunea că când s-a căsătorit, soția lui era cam... Nu vorbea așa mult. Așa era, zice, bă, ce o să fac eu, să cam vorbăreț, ce o să fac eu, zice, că cu cine o să discut eu în casă, cu cine o să conversez, că... Zice, dar după 2 săptămâni, așa o vorbire clară o primit. O să vezi că după câteva zile, niște vorbiri, niște lucruri foarte clare, nu mai necesită îmbunătățiri. Direct îți spune. Eu m-am speriat. Ne-am căsătorit, ne-am pus la casa noastră și într-o dată în casă murdar, venind de la lucru și îmi spune direct, dar așa foarte simplu, zice, vezi că am făcut curățenie, direct în duș. Dar nu spusese nimeni până atunci, nici maică-mea. Și am zis, mă, femeie, dar stai un pic, eu sunt mort de foame. Vin de la lucru, o zi întreagă am lucrat. Zice, după aia, acum am făcut curățenie. Și m-am stat și m-am gândit, bă, are dreptate, dacă eu o iubesc pe ea. Îmi bat joc de ea. Dacă ea m-am hotărât și este soția mea, practic eu îmi bat joc de munca ei, îmi bat joc de mine. Ai dreptate. Asta e unul, vă dau numai un exemplu. Multe, aș avea multe. Și nu dăm noi din casă, nu spunem lucrurile. Numai așa, alea care să ne ajute. Dane și Anca, cum putem găsi fericirea? Și vă spuneam că oamenii spun că fericirea e în multe moduri. Dar haideți să vedem și mergem la sursă, la Biblie. Și aș vrea 3 lucruri foarte scurte să vedem despre fericire. Cum putem găsi fericirea? Fiindcă așa e spus în motoul tău sau în aceeași direcție. Ca să găsești aceeași direcție, ca să ai aceeași direcție, tu trebuie să fii fericit. Voi doi trebuie să fiți fericiți, neapărat. Altfel și casa e praf, și biserica, și Dumnezeu. Dacă în voi doi nu sunteți cei uniți într-o fericire desăvârșită, totul e ruină, totul e un chin. Proverbe, capitolul 17, versetul 20. Uite-te la versetul ăla, uite acolo lângă voi se vede, vezi? Cel cu inima prefăcută, atenție, nu găsește fericire. ca să fii fericit, ca să fiți fericiți. Fiți oameni simpli, fiți oameni sinceri. În familie nu există fățărnicie. Tu nu ai cum să le codești așa, să spui o fi, n-o fi. Este, eu îs cam așa. Fiți sinceri. Fericirea Dani și Anca este simplitate. Cel cu inima prefăcută nu găsește fericirea, dar eu vreau voi să o găsiți. Și ca să o găsești, întorsul sau inversul la a fi prefăcut, trebuie să fii sincer. Trebuie să fii foarte sincer. Amândoi foarte sinceri. Este foarte simplu să fii fericit. Asta este foarte greu să fii simplu. M-ați înțeles? E foarte simplu de multe ori. Dacă ești sincer, dacă ești deschis, dacă ești transparent, e foarte simplu să fii fericit. Însă e foarte greu să fii simplu. Fericire sau fericirea o poate aduce cel care renunță la sine. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute. Dane și Anca, fiți simpli, fiți sinceri cu voi unul cu celălalt și fericirea desăvârșită, drumul acesta vă va aduce la fericire. Nu căutați fericirea în curtea altuia. De multe ori noi credem că fericirea depinde de alții. Nu! Fericirea e întotdeauna în curtea ta, la voi în familie, la tine în familie. Întotdeauna fericirea e la voi în casă. Noi de multe ori o căutăm pe garduri. Fericit nu-i ce ai în buzunar. Fericit e ce ai în inimă. Că doar 10% faci un pic de fericire. Dar ce ai în inimă, aia te face fericit. Și sinceritatea vă va face întotdeauna fericiți. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doilea lucru pe care vreau să-l amintesc aici, foarte scurt. Tot în Proverbe, capitolul 18, versetul 22. Atenție! Ei numai deoparte, poate noi credem că numai deoparte. Proverbe, capitolul 18, versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește ce? Este un dar pe care capătă de la Dumnezeu. Dar inversul are, nu-i bine? Câte surori, câte dintre voi surorilor, care vreți să aveți un bărbat rău? Sau cele necăsătorii, sau care dintre voi aveți, poate? Excludem, la noi nu există. Crezi că poți să fii fericit dacă ești rău? Rar, ascultați-mă, rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiți. Știți de ce? Se otrăvesc cu răutatea, cu propria lor răutate. Ca să ajungi la fericire, Dane și Anca, tu ai un har și poate versetul acesta ți se potrivește într-un fel ție, că bineînțeles, ea este verișoara mea și e bună, 100%. Dar tu trebuie să fii la fel. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți să fim fericiți. Dar ca să fii fericit, trebuie să fii bun. Bun în toate lucrurile. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Fericit e acela care, unul dintre oamenii foarte înțelepți spunea, fii bun ori de câte ori este posibil. Și știi ceva? Posibil este întotdeauna. Când buzunarul nostru, în inima noastră, există și bunul, și bunătatea, și răutatea. Romani, capitolul 12, versetul 21, spune așa. Uitați cum se poate anihila răutatea. Nu te lăsa birui de rău. Biruiește răul prin bine. Vrei să ajungi la fericire? Și eu cred că vreți. Fiți oameni buni. Și Dumnezeu vă va binecuvânta și vă va da putere. Măriți să fie numele Domnului. Și ultimul gând pe care aș vrea să-l amintesc, tot din Proverbe, capitolul 16, versetul 20. Aș vrea să spun că astea primele două puncte, și dacă nu ești pocăit, aproape că poți să ai familia fericită. Dar fără asta completează totul. Și dacă nu ești pocăit și dacă nu ești credincios, poți să fii fericit dacă ești simplu, sincer, și poți să fii fericit dacă ești bun. Dar unul completează asta și uitați ce spune aici. Că vorbeam de drum, de direcție. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Iubiți-L pe Dumnezeu și gândiți-vă întotdeauna la El. Acesta este omul fericit. Nu la problemele și la lucrurile pământești, nu la lucrurile firești. În inima voastră, în viața voastră, întotdeauna să vă gândiți la ceea ce spune versetul. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericire. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți fericiți cu adevărat. Ne uităm prin biserică de multe ori și noi de aici și dumneavoastră de acolo ne vedeți foarte bine. Suntem foarte amărâți, foarte nefericiți și nu știu care sunt motivele. Sau poate ar veni unul dintre aceste motive? Să nu fii sincer? Vă dați seama că dacă tu nu poți, n-ai cum să fii sincer, transparent, deschis, dacă ai invidii. N-ai cum să fii fericit dacă ai răutate. Nu ai cum. Nu există. Înseamnă că sunt câteva motive. Și apoi, n-ai cum să fii fericit dacă tu cugeți la alte lucruri. Și dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Dacă în inima ta, în viața ta, nu există această dragoste desăvârșită pentru El. De aceea, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dane și Anca, încă o dată. Drumul acesta al fericirii, ca să găsești această fericire. Fiți sinceri, nu prefăcuți. Fiți fără răutate, fiți buni. Dacă ai găsit o femeie bună, găsești fericirea. Și dacă sunteți buni, găsiți fericirea. Și apoi, cugetând la cuvântul lui Dumnezeu, având în inimă întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, vei fi întotdeauna omul fericit. Și vrei să vă spun ceva? Cugetăm la multe lucruri. Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te. Dar dacă vrei să fii fericit toată viața, în familie mai ales, iertați-vă unul pe altul. Ca să fii fericit o clipă, trebuie să te răzbuni, că așa suntem noi. I-am zis-o. O pun eu la punct, îl pun eu la punct. Și ești un pic de fericit, dar nu-i fericirea aia. Dar ca să fii fericit toată viața, trebuie să-l ierți. Și nu numai odată. Toată viața. Să știți că în familie trebuie cultivate, nu știu dacă voi până la anii ăștia le-ați cultivat, două lucruri foarte importante. Răbdarea și iertarea. Dar dacă nu le-ați cultivat, o să le cultivați în continuare. O să vezi cât e de greu. Și aș vrea să închei, întotdeauna la o nuntă spun am o strofă dintr-o poezie care cuprinde cam tot ce am spus eu în 10-15 minute. Și viața voastră de familie. Cam totul cuprinde aici. De vrei iubirea să o cunoști. Paharul ei să dea peste mâine. Când ai greșit, să recunoști. Când ai dreptate, taci din gură. Dar e extrem de greu. Ca și slujitor, fiind slujitor, de multe ori iertarea trebuie să mi-o refac repede. Vă spun sincer, trebuie să mergi la cină, trebuie să mergi la bolnav, trebuie să mergi la biserică și îmi rezolv repede problema. Vin încoace, soție, a fost o discuție, hai dă mâna, vin încoace să te pup, gata, lucrurile sunt bune. Dar când ai dreptate să taci din gură, e extrem de greu. Dar aș vrea să spun ceva, atunci când nu taci din gură, paharul acesta al fericirii, paharul acesta al iubirii, întotdeauna scade. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea putere, și să vă dea înțelepciune. Și aș vrea să-ți mai spun ceva la încheiere. Să știi că pentru fiecare minut de supărare pierzi 60 de secunde de fericire. E mult, nu? Extrem de mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. ai câștigat și o haină albă în dar mi-ai dat. În așteptare vreau să veghez, curată haina vreau să-mi păstrez, căci în curând știu că vei veni să mă răpești sus în veșnicii. În așteptare vreau să veghez, curată haina vreau să-mi păstrez, căci în curând știu că vei veni să mă răpești sus în veșnicii. Tu ești iubirea ce mi-arde-n piept, frumosul mire ce mult l-aștept. Aștept cu dor să vii tu, mire, să vii pe nori. În așteptare vreau să veghez, curată haina vreau să-mi păstrez, căci în curând știu că vei veni să mă răpești sus în veșnicii. În așteptare să veghez, curată haina vreau să-mi păstrez, căci în curând știu că vei veni să mă răpești sus în veșnicii. Ca o mireasă așteaptă-n prag, iubitul mire, cu atâta drag. Așa te aștept eu, iubit Iisus, vino și du-mă în ceruri sus. În așteptare vreau să veghez, curată haina vreau să-mi păstrez, în așteptare vreau să veghez, curată haina vreau să-mi păstrez, căci în curând știu că vei veni să mă răpești sus în veșnicii, să mă răpești sus în veșnicii, să mă răpești sus în veșnicii. Mie îmi place de mireasă, fiindcă e un fel de zână răsărită ca o floare pe un bulgăre de tină. Eu îl îndrăgesc pe mine, fiindcă e un prinț vrăjit, desfăcut din povestirea de iubirea care l-a trezit. Parcă amândoi visează, parcă amândoi sunt flori, și privirea ei e trează și în ochii lui e dor. Uite, nu se tem deloc, nici de ploaie, nici de vânt. Drumul lor e la un loc strecurat într-un cuvânt. Vreau să-i dau miresei zână un buchet ca un simbol, să învețe să rămână tot departe de nămol. Vreau să-i dau prințului mire o garafă ca un semn că iubirea e jertfire și frumosul este demn. Îngerii să le coloreze visul până ce Dumnezeu curând va deschide paradisul. Lacrimi de iubire astăzi noi sărbătorim, nuntă minunată, binecuvântată, Doamne, ce măreață zi! Mire ai aleasă, de albă și frumoasă, floare de-albă printre flori. Lacrimi de iubire, strop de fericire, cer cu soare fără nori. ta, ca celeste Domnul tău. Și în veșnicie, plin de bucurie, veți fi lângă Dumnezeu. Doar fericire în calea voastră să aveți, râuri de iubire să inunde ale voastre vieți, de bucurie să aveți parte neîncetat cu Salvatorul și Mântuitorul nostru minunat. Doar fericire în calea voastră să aveți, râuri de iubire să inunde ale voastre vieți, de bucurie să aveți parte neîncetat cu Salvatorul și Mântuitorul nostru minunat. Poezie și apoi cântare, le voi recita, apoi le voi cânta, sunt inspirate din Vechiul Testament și aceste versuri vorbesc despre câteva personaje mari ale Bibliei care în trăirea lor cu Dumnezeu au avut parte de izbândă, de biruință și de binecuvântare. Mă rog ca aceste personaje să vă inspire și pe voi în viața de familie în mod special și Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi de asemenea ca și pe ei. Amin. Urare. Credincioși de veți fi, așa precum Avraam, belșug în casa voastră va curge an de an. Tari și în ispite, ca Iosif de veți fi, pe trepte veți urca, cu nună veți primi. Încrezători în Domnul, precum Estera era, biruință în toate, de-a pururi veți avea. De hărnicie plini, ca Rut de o să fiți, pentru o steneală răsplată o să primiți. Cântări pline de har, ca David de veți cânta, puterile străine mereu veți alunga. Credincioși de veți fi, așa precum Avraam, belșug în casa voastră va curge an de an. Belșug în casa voastră va curge an de an. Dar și în ispite, ca Iosif de veți fi, pe trepte veți urca, cu nună veți primi. Pe trepte veți urca, cu nună veți primi. Încrezătorii în Domnul, precum Estera era, biruință în toate, de-a pururi veți avea. Biruință în toate, de-a pururi veți avea. De hărnicie plin, ca Rut de o să fiți, pentru o steneală răsplată o să primiți. Pentru o steneală răsplată o să primiți. Cântări pline de har, ca David de veți cânta, puterile străine mereu veți alunga. Puterile străine mereu veți alunga. Amin. spus vreodată că voi da bogății, nici frigul nopții sau văpaia nu le veți simți. Am promis că prin toate aproape eu voi fi. Nu uitați, viața e doar un drum. Eu nu v-am spus vreodată fără teamă veți trăi, sau niciodată singuri aici nu vă veți simți, dar v-am spus totdeauna, eu vă voi însoți. Totdeauna eu vă voi sprijini. Voi împlini întocmai așa cum v-am promis, al meu har vă însoțește și vă va fi de ajuns. Vă dau a mea iubire ca ancoră și scut. Aceasta este, aceasta este ce v-am promis. Nici când nu v-am promis că prieteni falși nu veți avea, și nici când totdeauna lumea vă va admira, dar v-am spus că ades veți fi disprețuiți. Doar cei vrednici calea o vor sfârși. Eu nu v-am spus că n-ați simțit al morții trist sărut, și nici că veți intra în odihnă Iordanul ocolit, dar v-am spus că vă întâmpin pe malul celălalt. Vă voi șterge cu dragoste lacrimar. Voi împlini întocmai așa cum v-am promis, și în curând când voi veni, în ochi mă veți privi. Cu îngerii alături veți cânta în veșnicii. Aceasta este, aceasta este ceva. Ceața nopții densă aveți lumina mea. Nimic din lumea aceasta nu vă va despărți. Aceasta este, aceasta este ce vă promit. Oh, aceasta este, aceasta este ce vă să vă binecuvânteze. Pe care îmbrățișăm cu dragoste, mireasă făcând legământ. aceasta pășește pe-n drum, condui pe ei către scopul cel bun, ca să alerge ei nedespărțiți spre tine, să fie în veci fericiți. Tu ai dat, Doamne, căsătoria, fericiți prin tine vor fi numai. Doamne, ție ne rugăm acum, dă-le lor binecuvântarea ta. Dă, Doamne, harul Tău pe acești iubiți, să fie credincioși până în sfârșit, în rău, în bine, în orice ispită, să aibă un cuget, simț și o inimă. Tu ai dat, Doamne, căsătoria, fericiți prin tine vor fi numai. Doamne, ție ne rugăm acum, dă-le lor binecuvântarea ta. Vă invit să vă ridicați cu toți în picioare. Pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu, deschidem Sfintele Scripturi la pagina 3, în cartea Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 18 și terminăm cu versetul 24. Dacă suntem pregătiți, vor să dau citire Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul, fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat din coastele lui, a închis carnea la locul ei, și din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carnea din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă mulțumesc, ocupați locurile. Doresc din toată inima, în această zi de sărbătoare și de bucurie, Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze familiile care în această dimineață au produs bucurie aici în casa Domnului. Amin. Și Domnul să fie lăudat și binecuvântat în veci. Mă bucur din tot sufletul că în această dimineață, prin harul sfânt revărsat de Dumnezeu, sunt la această sărbătoare părtaș. Și zic ca Domnul să binecuvânteze pe Daniel, amin? Și Dumnezeu să binecuvânteze pe Anca. Am fost atent la cântările care s-au cântat, versurile de poezie care au fost, corul când a cântat. Parcă dacă aș fi să întreb în această dimineață pe toți care sunteți prezenți, dacă aveți ceva de spus cu privire la cei doi, toți am avea cuvinte de încurajare, cuvinte de fericire. Am avea să le spunem tot felul de binecuvântări pe care le-am putea da noi ca oameni. Și cei doi le vor primi cu bucurie. Dar când mă gândesc că deasupra lucrurilor frumoase care le-am putea noi spune, Dumnezeu are un cuvânt de spus. E important cuvintele care le spunem noi. Sunt bine primite binecuvântările care le dau părinții. Dar atunci când binecuvântează Dumnezeu, rămâne binecuvântarea. Și spunem ca Domnul să fie lăudat în veci. Atunci când Daniel s-a ridicat, am uitat foarte atent, fără cuvinte, a dirijat pe cei care s-au ridicat să cânte și au cântat exact în felul cum el a dirijat. Și spun că e un om priceput și Domnul să-l binecuvânteze. În viața de familie și în viața de căsătorie, Daniel are un rol foarte important. Anca o să-și dea seama că în viața de familie, felul cum va conduce Daniel depinde bucuria pe care o vor avea în familie sau nu. Sunt pe deplin încredințat că Daniel este un om al lui Dumnezeu. Sunt pe deplin încredințat că Anca este un om al lui Dumnezeu. Și când mă uit la cei doi, mă gândesc la taina căsătoriei. De ce spun taină? Puțin o înțeleg. Mulți intră în căsătorie, dar puțini sunt pregătiți. Această taină a căsătoriei, bine cunoscută de toți acei care trăiesc în sfințenie, toți acei care trăiesc după planul lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu, își dau seama și ne dăm seama că omul lăsat să gândească singur, fără inspirația lui Dumnezeu, fără a sta lângă Dumnezeu, nu reușește decât să-și distrugă căsătoria. Daniel, așteptările tale, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, așteptarea celui neprihănit nu este decât bucurie. Vreau să spun, frate Daniel, că așteptările tale au fost cu rost. Și zic ca Domnul să te binecuvânteze. La fel vreau să spun și pentru Anca. Așteptările tale au fost cu rost. Cuvântul Domnului și Dumnezeu se ridică și spune că așteptarea celui neprihănit produce bucurie. Suntem fericiți, noi toți care suntem în sală. Dar fericirea celor doi noi nu putem înțelege. Vedem că taina aceasta a căsătoriei neînțeleasă de mulți. Și vedem că Dumnezeu ia din familie, din două familii diferite, doi oameni. Vedem că Ancuța, trăind în familia care Dumnezeu a pregătit-o pentru ea, a putut să înțeleagă că va veni o vreme în viața ei când Dumnezeu dintr-o altă familie, care ea n-a cunoscut-o, care ea n-a înțeles-o, Dumnezeu a luat pe Daniel Și din două familii diferite, Dumnezeu ia doi oameni diferiți și pune unul lângă altul și ajung să fie una. Nu e aceasta o taină? Unirea celor doi prin legăturile invizibile pe care noi nu le vedem și pe care Dumnezeu le pune atâta de bine și le potrivește atâta de bine, încât Daniel și Anca vor fi una. Și zic din toată inima, Doamne, unește-i pe cei doi. Noi toți dorim unirea celor doi. Dar cel care poate uni atâta de bine, încât nu se va găsi nimeni vreodată să dezlipească, acela este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Domnul Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Și în momentul în care Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur, El își face un plan. Dumnezeu își face un plan. În momentul în care a făcut toate viețuitoarele din pământ, le-a adus la om și omul le-a dat nume la toate. M-am gândit când am citit cuvântul lui Dumnezeu profund la ceea ce este omul. Adam. Cel mai performant calculator descoperit de om. Nu poate să rostească 80.000 de cuvinte fără ca să nu repete măcar unul. Gândiți-vă, capacitatea lui Adam a pus nume la toate animalele, toate viețuitoarele și nu greșește să pună un nume de la o pasăre la un animal sau de la un animal la vreun pește. Ce om! Ce opera lui Dumnezeu! Și uitându-se Dumnezeu la toate viețuitoarele, a văzut că ceva îi lipsește la om. Imaginați-vă în momentul în care om a început să pună numele la viețuitoare, a zis, ăsta se va numi leu. Și leu i-a rămas numele. Apoi când s-a uitat, o zis, ea se va numi leoaică. Și așa i-a rămas numele. I-a pus numele cocoș, celălalt găină și așa a rămas numele. Și așa a continuat. Dar când s-a uitat la om, el este om, dar ea... Și-a zis Dumnezeu, am să-i fac un ajutor. Daniel, în viața ta ai avut multe nevoie de ajutor. Și l-ai primit din partea părinților, din partea prietenilor, din partea colegilor de muncă și bun ți-a fost. Dar s-a întâmplat probabil de multe ori că ajutorul care l-ai primit să nu se potrivească, în loc să te ajute să te încurce. Dar Dumnezeu când s-a uitat la tine, a spus, măi Daniel, și îmi place să spun un cuvânt profetic, om prea iubit, Domnul să te binecuvânteze. Eu vreau să-ți fac un ajutor potrivit. Și acum vreau să spun ceva, Daniel. În tot timpul când Dumnezeu a lucrat la Ancuța, tu dormeai. Un somn adânc. Când Dumnezeu a prelucrat pe Ancuța, tu dormeai. Dumnezeu i-a hotărât familia în care ea să se nască. Dumnezeu a potrivit cel mai bun pentru ea, părinții, să investească cele mai frumoase lucruri în Ancuța. Și apoi, când a venit vremea să te trezești, Ancuța era pregătită, gata. Și când s-a trezit Daniel din somn și s-a uitat la Ancuța, a spus, în sfârșit, a meritat așteptările. Au trecut ani. Și Dumnezeu a pregătit ajutorul potrivit pentru mine. Te-ai uitat în stânga, te-ai uitat în dreapta și ai spus, soare, să fie bună pentru mine. Și ai trecut mai departe căutând, oare o să potrivească pentru mine? Și ai trecut mai departe, până când Dumnezeu a spus, ea este. Și a venit o vreme în viața ta, când ai întâlnit pe Ancuța, Și în momentul în care ai întâlnit-o, Dumnezeu te trezește. Și când te-ai uitat la ea, ai simțit că ceva se produce în tine, ceva la care tu nu te așteptai și începe Dumnezeu să lucreze în tine ceea ce trebuia să ai pentru Anca și zic ca Domnul să te binecuvânteze. Și acum un cuvânt pentru tinerii necăsătoriți. Dragii mei, să nu vă căsătoriți până nu vă treziți din somn. Întotdeauna partenerul de viață se alege la lumină. Spunea odată cineva, partenerul și hainele se aleg la lumină. Și e important și sunt convins, Daniel, în momentul în care ai hotărât să te căsătorești, ai zis, Doamne, Tu te-ai implicat în atâtea lucruri din viața mea și bună a fost implicarea Ta. Dar acum, la cel mai important pas din viața mea, trăită pe pământ printre oameni, am nevoie să te implici. Eu vreau să am o soție. Și sunt convins că Daniel s-a rugat pentru lucrul acesta. Și vreau să spun ceva, Daniel. Cel mai bun lucru pe care l-a putut alege Dumnezeu pentru tine în viața trăită pe pământ, am fost Ancuța. Mulțumește-i Domnului! Eu știu un singur lucru și îl cred din toată inima. Întotdeauna Tata Dumnezeu ce are mai bun de copiilor Lui, nu-i așa? De aceea, tineri care sunteți necăsătoriți, fetele vreau un băiat să fie credincios, frumos. Un băiat ca să fie realizat. Și încep ele să-și facă așa o imagine despre cum ar trebui să arate bărbatul vieții lor. Dar ascultați-mă, cel mai bine știe Dumnezeu ce se potrivește pentru voi. Atunci când cereți un bărbat frumos, Dumnezeu începe să lucreze la el, la caracterul lui. Când cereți un bărbat credincios, ca să fie pentru voi ajutorul cel mai potrivit, Dumnezeu acolo lucrează. Dar dacă nu te rogi, dacă nu ți-l dorești și vrei ca în viața de căsătorie, când vine timpul să te căsătorești, să spui elui, dar tu nu te-ai rugat niciodată pentru el. Să nu te aștepți la prea multă binecuvântare. Anca s-a rugat mult pentru Daniel. Nu știa numele lui, dar s-a rugat mult. Îmi aduc aminte, odată era întrebată o tânără. Viața ei a fost o viață de slujire înaintea lui Dumnezeu. Ea a lucrat ca misionară. De la 14 ani și-a început viața de misionară. Și când a ajuns la 18 ani, o întreabă odată un coleg de-a ei de misiune. Spune-mi, te rog, eu sunt căsătorit, va veni vremea să te căsătorești și tu. Spune-mi, te rog, cum ai vrea să arate bărbatul vieții tale? Cel care urmează să-ți fie soț. Și ce a spus ea? A spus, aș vrea ca soțul meu, care îmi va fi mie, bărbatul vieții mele, să fie foarte înalt. Și l-a întrebat acel coleg, ai cât de înalt? O zis, aș vrea atâta să fie de înalt, când stând pe genunchi, mâinile lui să atingă cerul. Și vreau să vă spun că exact bărbatul acela el a dat Dumnezeu. Tânăra aceasta purta numele de Ruth Bell, soția lui Billy Graham. Tânăra aceasta, când a cerut de la Dumnezeu, a știut ce cere. Anca, Daniel va fi bărbatul acela când în casă se va pune pe genunchi, mâinile lui vor atinge cerul. Atât de important este în viața de căsătorie să fiți oameni ai rugăciunii. Atât de important este în viața de familie rugăciunile să fie ascultate. Și acum ascultați-mă. Dumnezeu în dragostea Lui, uitându-se spre voi, în această zi de 13 mai 2018, Dumnezeu când se uită spre voi, va spune, începând de mâine, voi veți fi o familie. Nunțile sunt aproape toate la fel, dar căsătoriile și familiile diferite. Acel care a format familia este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El va forma și familia lor. Biblia vorbește despre aproape 3700 de familii. Și vedem că în viața aceasta, în istorie, când ne uităm, vedem opera lui Dumnezeu când se implică în mod personal în familii, dă binecuvântare peste binecuvântare. S-a ridicat odată și a spus, eu vreau să binecuvântez pe Avram și l-a binecuvântat. Aș vrea în această dimineață să vă spun apăsat, dacă Dumnezeu vrea să vă binecuvânteze, toți de aici, dacă ne-am opune, nu putem împiedica pe Dumnezeu, că Dumnezeu vă binecuvântează. Amin? Dumnezeu să binecuvânteze pe Daniel și Anca. Amin? Și Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu, că în momentul în care Adam s-a trezit din somn, se uită înspre o altă creație, diferit din ceea ce se numea animalul, diferit din ceea ce se numea toată creația. Când s-a uitat la ea, Adam are prima profeție și zice, în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea. Înțelegi, Daniel? Anca, os din oasele tale. Va veni momente în viața de familie când Anca probabil ajunge să sufere unele lucruri. Să nu uiți că mai întâi le suferi tu, că e os din oasele tale și carne din carnea ta. Dacă va ajunge în viața de familie, Anca să verse lacrimi. Chiar dacă nu ești prezent acolo, pentru că tu și din tine este Anca, veți plânge împreună, veți fi una împreună, veți lupta împreună, că Dumnezeu așa a spus, că voi veți fi una. Amin? Amin. Știți cât de important este ca ei să fie una, dar să fie una în Hristos? Vreau să vă spun, dragii mei, începând de mâine, voi veți fi o familie. Astăzi sunteți mire și mireasă. Frumos, foarte frumos. Anca e cea mai frumoasă. Daniel e cel mai frumos. Toată atenția este spre cei doi. Și când mă uit la tinerii care nu sunt căsătorite, la tinerii care nu sunt căsătoriți, când se uită, parcă și ei ar vrea. Nu-i rău. E voia lui Dumnezeu ca oamenii să căsătorească. Dar atât de important este ca în momentul în care să vreți să vă căsătoriți, să fiți pregătiți pentru asta. Amin? Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să vă spun, dragii mei, un amănunt. Spune important pentru mine. Anul trecut, dacă vă aduceți bine aminte, am fost aici în biserică. Sunt în familia Suingiu un timp. Vreau să vă spun că am avut harul acesta ca să-i cunosc într-o oarecare măsură și vă spun în modul cel mai serios și sincer, mă bucur pentru că am cunoscut această familie. Mă bucur din tot sufletul. Și rostesc din toată inima binecuvântarea Domnului în familia aceasta și în toate familiile. Atunci când mă pregăteam să plec înspre România, înainte ca să mă urc în mașină, îmi aduc aminte că sora Trandafira era împreună cu Anca în curte și o zis, frate Zori, să mai vii pe la noi. Și atunci am spus un lucru la care nu m-am gândit mult și nici nu m-am gândit, vă spun sincer. Și ce am spus? Anca, anul viitor o să vin la nunta ta. Nu m-am gândit o secundă. Și Dumnezeu, care își face planul Lui neînțeles de noi, a hotărât ca anul acesta să vină la nunta Ancuțe și zic ca Domnul să o binecuvânteze și pe ea și pe Daniel. Însă vreau să vă spun, dragii mei, în cuvinte, așa cum mă pricep și cum știu eu, frumusețea căminului vostru va depinde de felul cum o să vă raportați la legământul pe care îl veți încheia astăzi înaintea lui Dumnezeu. O să vă bucurați de tot ceea ce se numește bucurii conjugale în momentul în care veți rămâne angajați în acest legământ pentru toată viața. Pentru că planul lui Dumnezeu a fost și va rămâne pentru totdeauna un bărbat și o femeie până la moarte. Amin? Amin? Și vreau ca biserica să spun amin. Amin. Dumnezeu s-a ridicat în istorie și a spus și lucrul acesta rămâne veșnic până când va veni Hristos să-și ia mireasa. Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. S-a întâmplat că într-o familie credincioasă s-a născut un copil. Și s-a născut mai mulți, dar unul dintre copii a fost deosebit. Și copilul acela foarte isteț a ajuns să învețe bine. A terminat liceul, a urmat o facultate de drept și în cele din urmă a ajuns judecător. Tatăl său credincios, într-una dintre zile, a luat pe acest fiu al lui și i-a spus, auzi, mă bucur de tot ceea ce tu ai realizat în viața ta, însă am o nemulțumire. Și i-a întrebat fiul, tată, spune, care e nemulțumirea pe care o ai cu privire la mine? Și ce-a spus? Tu o să faci și o să ajungi să faci lucruri pe care Dumnezeu nu le vrea. Și-a întrebat fiul, ce vrei să spui anume? Și-a spus tatăl său, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu spune și Dumnezeu spune apăsat, ce a unit Dumnezeu omul să nu desparte. Și tu va ajunge vremea ca judecător să desparți familii și Dumnezeu nu-i de acord. Dintr-o dată tânărul acesta, bărbatul acesta a devenit judecător. Fruntea lui așa a devenit dintr-o dată senină și a spus tatălui său, tată, eu niciodată nu o să calc cuvântul lui Dumnezeu. Cum o zici, tata? Și atunci omul acela a spus o vorbă înțeleaptă. Să nu uiți, tată, că ce unește Dumnezeu, aceia niciodată nu vor veni la tribunal, că a unit Dumnezeu. Și ceea ce unește omul, desparte omul, dar ce unește Dumnezeu, niciodată n-am să despart. Ați înțeles ideea? Dumnezeu se obligă să vă dea binecuvântarea în unirea voastră dacă veți rămâne credincioși legământului încheiat astăzi înaintea lui Dumnezeu și înaintea slujitorului și zic ca Domnul să vă binecuvânteze. Mă apropii de încheiere, cugetând câteva momente împreună cu voi doi la ceea ce însemnează familia. Familia este opera lui Dumnezeu. Și unirea voastră, dacă vreți, este semnătura lui Dumnezeu pe opera aceea de artă, că El o hotărât să vă unească și mă bucur mult pentru voi. Aș vrea ca în ani să vă văd tot așa fericiți și frumoși și Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea în câteva cuvinte să aduc înaintea bisericii, dar în mod deosebit pentru voi, ce însemnează familia, sau dacă vreți, cuvântul familia, format din 7 litere. Familie. Numărul 7, zicem noi că e un număr desăvârșit și așa este, amin? Când mă uit la familiile celor doi în această dimineață, sunt formate din 7 copii, ceva deosebit. Și într-o familie și în cealaltă. Mare lucru! Slăvit să fie Domnul! Și aș vrea să vorbim puțin. Prima literă F de la familie care însemnează fidelitate. În viața de familie e nevoie mare să fiți fideli unul celuilalt și să vă ajute Domnul. Amin. Fidelitate însemnează să aveți un singur buzunar. Înțelegeți? În societatea pe care reprezintă, spunem noi, lumea care ne înconjoară, prea puțin sunt aceia care sunt fideli. Auzim de multe ori, soțul spune la soție, îți dau bani, dacă nu-i salarul, îi dai înapoi. Ea nu sunt soț și soție, sunt doar parteneri de viață pentru un timp. Să aveți un singur buzunar și Domnul să vă binecuvânteze. Cuvântul vostru să fie întotdeauna, după cuvântul lui Dumnezeu, fiți fideli cuvântului Dumnezeu și lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze. Nevoile fundamentale pe care le are Anca pentru tine, Daniel, este că ea are nevoie de un bărbat fidel. Și Domnul să te binecuvânteze. Anca, Daniel are nevoie de o soție fidelă. Și așa să fie, amin? Amin. Fiți fideli unul celuilalt și amândoi lui Dumnezeu și veți trăi fericirea și veți împărtăși bucuria în familia voastră. În al doilea, A, care însemnează accept. Voi va trebui să vă acceptați unul pe celălalt. Nevoile fundamentale a amândurora dintre voi este să vă acceptați unul pe altul așa cum sunteți. Ai așteptat atâta timp, Daniel. Îți spun eu că se merită să o accepți așa cum e Anca. Anca la fel. Se merită să-l accepți așa cum e Daniel. Amin? Cuvântul Domnului spune, îngăduiți-vă unul pe celălalt și dacă se va întâmpla vreodată ca unul dintre voi să aibă o pricină, să se plângă de felul cum se comportă, iertați-vă și Domnul să vă binecuvânteze. Fugitiv o să trec peste toate aceste amănunte. Un alt lucru, o altă literă, M, care însemnează modelare. S-a uitat Ancuța, cu siguranță, de când l-a cunoscut pe Daniel, la felul cum știe să dirigeze, la felul cum se raportează la biserică, la societate și a început să aibă așteptările ei. Știi ce vreau să spun, Anca? Să nu te aștepți să-l schimbi pe Daniel, că nu o să reușești niciodată. Vei reuși doar să-l modelezi. Când veți merge în familie, amândoi o să mergeți în familie la tata, la familia fratelui Daniel și când o să mergeți acolo, o să se uite părinții și o să spună, nu mai cunoaștem. Și s-a schimbat Daniel. Și vreau să vă spun de ce, că se modelează după Ancuța. Și așa trebuie să fie. Și zic că Domnul să vă binecuvânteze. O să ajungă să mergeți în familia lui Ancuța și când o să ajungeți să intrați în familie, o să se uite fratele David, sora Trandafira, o să spună, nu mai cunoaștem banca. Păi nu o să mai cunoaște scria, să modelează după Daniel. Acel care formează familia este Dumnezeu. Și El în momentul în care începe să-i modeleze, ele sunt vase diferite. Dar începând de astăzi, ele vor fi un singur vas și zic că Domnul să vă binecuvânteze. Daniel, dacă vrei ca în casa ta să primești dragoste de la Ancuța, ca să primești dragoste, va trebui să pui dragoste în vasul ei, ai înțeles? În momentul în care aștepți din partea ei să te ierte, mai întâi tu trebuie să pui iertare în vasul ei, ai înțeles? Și multe altele, tot ceea ce aștepți tu de la ea, mai întâi trebuie să pui acolo în vas și invers, Anca. Și Domnul să vă ajute, să vă modelați unul după celălalt și ascultați-mă, amândoi, în așa fel să vă modelați ca întotdeauna uitându-se oamenii la voi, biserica la voi, în voi să vadă pe Hristos. Amin? Voi trebuie să luați chip. Și chipul vostru să fie Hristos. Și veți rămâne în Hristos și Domnul să vă binecuvânteze. O altă literă. I. Iubire. Atâta iubire este nevoie în casa voastră și în viața voastră. Daniel, de multe ori când vei ajunge acasă, o să aștepți din partea lui Anca iubire. Dar să știi, noi, ca bărbați, de multe ori când intrăm în casă, spunem noi că ajungem să spunem soției te iubesc. Dar ea e mai sentimentală, ea așteaptă mai mult. Ea așteaptă de multe ori în momentul în care îi spui te iubesc, să te duci lângă ea, brațele tale puternice să fie întinse peste ea, să o îmbrățișezi, să o strângi lângă tine și să o săruți cu toată puterea. Și atunci ea va simți ceea ce spui. Amin? Și Domnul să vă ajute așa să faceți. Să vă iubiți. Anca, atunci când în viața de familie vei începe să... Ai mai făcut și până acum și știu că am fost în familia voastră, dar în viața voastră de familie o să încep să faci mâncare, o să faci prăjituri. Și când o să vrei ca prăjitura să-ți iasă bine și să iasă bune, tu va trebui să pui toate ingredientele așa cum e rețeta ei. Și dacă le-ai pus exact așa, la final când vei gusta de ea să vezi ce bună-i. Dacă vrei ca să dai lui Daniel iubirea ta, va trebui să fii atent la toate ingredientele care trebuie puse acolo. Și va fi iubire. Și Daniel când o va gusta, va spune ce bună-i. Și Domnul să te binecuvânteze. Daniel, știi cum va trebui să o iubești tu pe Anca? Așa cum iubește Hristos biserica. Amin? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și asta nu intru la amănunte, pentru că știi cum a iubit Dumnezeu biserica și Hristos biserica. O altă literă. L. Liniște. Aveți nevoie de liniște în familie. Așa-i? Așa, acum vreau să vă spun, dragii mei, familia, știm toți, este instituția lui Dumnezeu. Și la care Dumnezeu se obligă să dea binecuvântare, să dea acolo protecție, să dea acolo binecuvântările Lui în orice domeniu. Pentru că e Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Dar El, pe lângă toate lucrurile, dorește pentru voi liniște. Și Domnul să lasă liniște în familia voastră. Amin? Ați observat, cred că amândoi conduceți mașina, așa-i? Aveți permis amândoi. Ați observat că de multe ori când trecem pe lângă instituții, vedem acolo o trompetă mare și tăiat peste și scrie claxonatul interzis. Voi sunteți instituția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește despre voi și spune așa, vorbiți între voi, nu strigați, nu zbierați, vorbiți între voi, claxonatul interzis. Înțelegeți voi, așa? Și Domnul să vă binecuvânteze. Aici lucrul acesta, în momentul când voi o să trebuiască să vorbiți între voi, Biblia spune cum trebuie să vorbiți. Și Dumnezeu să vă ajute să vorbiți așa cum spune Biblia. O să mergeți la cumpărături și o să încercați să folosiți versete din Biblie. Și când Daniel merge cu Anca la cumpărături, o să-i spună un verset biblic. Anca, drumul să-ți fie drept și calea netedă. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Și Anca o să-i răspunde tot cu un verset biblic. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Nu? Voi va trebui să vă îngăduiți unul pe celălalt și Domnul să vă binecuvânteze. O altă literă. Iar unii, care însemnează iertare. Iertați-vă unul pe celălalt și Domnul să vă ajute așa să faceți. Nu să spuneți că nu e important ceea ce spui și ceea ce faci. Să vă iertați unul pe altul. Amin? Și o să termin cu ultima literă. E. Familie. Evlavie. Evlavie însemnează frică de Domnul. Așa trebuie să vă purtați în timpul pribegiei voastre cu frică de Dumnezeu. În momentul în care îi spui ceva ancuței, în viața ta trebuie să fie frica de Dumnezeu și ancuța va crește pentru tine, Daniel. La fel și tu va trebui să fii foarte atent la fiecare cuvânt rostit pentru Daniel. Să fie acolo frică de Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvânteze. rămân la aceste cuvinte și zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvânteze o familie înrădăcinată în El. Amin. De încheiere, dar nu aș vrea să încheiem până când cel mai frumos moment și cel mai important moment nu se înfăptuiește în locul acesta, acela de a se pune niște întrebări și apoi a se chema numele Domnului peste cei doi și a-i binecuvânta numele Domnului, știind că Domnul dă binecuvântarea. Și aceasta or face doi frați slujitori, așa cum ați dorit, fratele Varadin și fratele Siminiuc, Domnul să îi binecuvinteze. Dar până ne ridicăm în picioare și se întâmplă lucrul acesta, aș vrea să vă binecuvânt în numele Domnului pe cele două mame și pe tați, dar în mod deosebit astăzi pe sora Rebecca și pe sora Trandafira, alăturat de toate mamele din biserică, Domnul să vă binecuvinteze. Astăzi este ziua mamei în Austria. Domnul să vă binecuvinteze cu mult har și multă putere și copii, să nu uitați să le dăruiți astăzi o floare, un zâmbet, un sărut mamelor dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Ne ridicăm cu toți în picioare și cei doi slujitori vor veni aici în față și vor pune întrebările celor doi și apoi se vor ruga pentru ei. Sora Ancuța, eu știu că tu ai mărturisit atât la Logodnă, cât și la ofițerul stării civile, că ești de acord să te căsătorești cu fratele Daniel, dar aici, în prezența lui Dumnezeu, în prezența bisericii, în prezența părinților, te întreb dacă din dragoste sinceră și nesilită de nimeni, mergi în căsătorie după fratele Daniel. Da. Cuvântul Scripturii spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Te întreb, vei fi supusă? Cu ajutorul Domnului, da. Pentru cât timp încheie acest legământ de căsătorie? Până la moarte. Dumnezeu să te binecuvinteze. Frate Daniel, o primă întrebare. Vreau tot trei întrebări să spun ca și Anca. Dacă ești mulțumit de răspunsul lor. Da. Domnul să te binecuvintează. Și acum e rândul tău să te mărturisim înaintea Domnului, pentru că urmează ca Dumnezeu să încheie legământul acesta cu voi. Dacă din dragoste sinceră, nesilit de nimeni, sau de alte împrejurări, încheie astăzi legământul acesta înaintea lui Dumnezeu. Da, din dragoste. Domnul să te binecuvintează. Cât timp dorești să păstrezi acest legământ? Pentru toată viața. Să te ajute. Sora Anca, tu ești mulțumită de răspuns? Da. Acum vă rugăm să genunchiați, nu înaintea noastră, ci înaintea Domnului și cu punerea mâinilor împreună cu fratele Petrică ne vom ruga, iar biserica ne va sprijini în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus venim înaintea Ta. Și de data aceasta, Doamne, s-a plecat înaintea Ta fratele Daniel și Ancuța. Ei doresc să primească binecuvântare din partea Ta. Te rog să le-o dăruiești în ziua de azi. Doamne, știu că în viața lor Te-au supărat, dar în momentele acestea, în clipele acestea, Te rugăm, iartă-i, Doamne, și lasă Ta binecuvântare peste ei. Doamne, Te rog să-i păzești în drumul căsătoriei de cel rău. Păzește-i de primejdii, de accidente, de boale, de morți năprasnici, de tot ce s-ar putea întâmpla rău. Doamne, fii cu ei în drumul vieții. Doamne Dumnezeule, știm că avem un potrivnic care zi de zi ne ispitește. Te rog să-i păzești de cel rău, Doamne Dumnezeule. Te rog, Doamne Dumnezeule, să fii totdeauna cu ei. Doamne, acum trăim vremuri binecuvântate, dar nu știm ce stă ascuns în poala vremii. Indiferent ce vremuri vor veni, Doamne, Te rog să fii cu ei. În mod special Te rugăm, Doamne, așa cum am auzit aici din cuvântul Tău, fă-i una pe amândoi, Doamne. Doamne, dacă vor veni necazuri în viața de familiei și ei își vor pleca genunchi într-un loc tainic, chemând numele Tău, ascultă-i, Doamne, din cerul Tău prea înalt și dă-le izbăvire. Doamne, Te rog, binecuvânt-o pe Ancuța să fie o soție credincioasă, așa cum a declarat aici în fața Ta. Ajută-o la aceasta, Doamne. Binecuvântă-l pe Daniel să fie un soț credincios și să o iubească toată viața. Ajută-l, Doamne Dumnezeule, pun numele Tău peste ei, Doamne, îndură-Te de ei, Doamne, dă-le putere de muncă, Doamne, dă-le putere să facă voia Ta în primul rând. Doamne, cu toții ne-am pornit spre împărăția Ta și vrem acolo să ajungem, Te rog, ajută-i și pe ei, Doamne, ca drumul lor să sfârșească în împărăția Ta. Doamne, dacă ai hotărât să le dai copii, dăruiește-le copii sănătoși, Doamne. Copiii să fie o bucurie pentru familia lor, să fie o bucurie pentru biserica Ta. Copiii lor, Doamne, să crească oameni destoinici pentru societatea aceasta. Doamne, îți mulțumim și încredințăm în brațul Tău. Doamne, pun numele Tău peste Daniel și peste Ancuța. Te rog, fii totdeauna cu ei. Și ceea ce n-am cuprins noi în cuvintele noastre, Tu știi lipsa lor, nevoia lor. Te rog, Doamne, dăruiește-le tot ce au de lipsă, Doamne, dar în mod special, mă rog, dăruiește-le pocăință, Doamne, și o viață trăită după voia Ta. Doamne, binecuvântă familiile lor. Te rog, binecuvântă fraților, surorile lor, mai mici și mai mari, Doamne. Mulți au nevoie de binecuvântarea Ta. Te rog, Doamne, întinde-ți mâna cu binecuvântare. Binecuvântă biserica aceasta, Doamne, și ajută-ne pe toți să-ți facem voia Ta. Binecuvântat să fii Tu, Dumnezeule veșnic. Toată lauda, toată slava, toată cinstea, toată închinarea, toată mulțumită ți se cuvine ție, Tată, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Și în continuare, Stăpâne Tată, doresc să-ți mulțumesc că ai ascultat rugăciunea fratelui meu, Petrică. Îți mulțumesc pentru Daniel și Anca, că au înțeles care este voia Ta. Prin voia Ta și binecuvântarea părinților se găsesc astăzi înaintea bisericii Tale și înaintea Ta. Și Te rog, Doamne, în continuare să-i binecuvânți cu toate binecuvântările Tale. Binecuvântă-i cu binecuvântările cerului, dar binecuvântă și cu binecuvântările pământului. Tu știi nevoile lor viitoare, de aceea Te rog, complectează la toate nevoile lor. Complectează la nevoile lor materiale, la nevoile lor sociale, la nevoile lor fizice, la nevoile lor familiare. Și lasă binecuvântarea Ta în întregime peste ei. Poartă-le Tu de grijă în viitor și fii paza lor și ocrotirea lor. Binecuvântă-i, Doamne Iisuse, cu un caracter creștin și nu-i lăsa să dea înapoi din slujire, ci dă-le Tu în continuare harul Tău și autoritatea Ta. Fii cu ei mai departe, o Doamne Iisuse, atunci când vor sluji aici în casa Ta, dar fii cu ei și în familie și fă ca familia lor să fie cu adevărat un colț de rai, o Doamne. Te rog, din cămările Tale binecuvântate, toarnă iubirea Ta în inimile lor și fă-i, Doamne, ca în iubire să se supună unii altora în Tine. Încredințăm Ție în continuare, Doamne Iisuse, și dorim ca Tu să-i binecuvânți să fie respectoși față de părinților, ca astfel binecuvântarea Ta să rămână peste ei. Te rog, o Doamne, binecuvântă familiile lor de unde se despart și complectează Tu golul prin puterea Ta divină. Binecuvântă toate rudele lor, binecuvântă prietenii care au fost aici. Amin. Și mai presus de aceea am putea noi să spunem, complectează Tu, noi ne retragem mâinile de peste ei, dar mâinile Tale pline de binecuvântări să rămână peste ei, numele Tău să rămână peste ei și noi îți mulțumim și Te slăvim în veci. Amin. Fericită să fii, fericită să fii, o pereche cum Domnul vă vrea. Fericită să fii, fericită să fii, o pereche cum Domnul vă vrea. Fericită să fii, fericită să fii, o pereche cum Domnul vă vrea. În data de 11 mai 2018, adică alaltăieri, la primăria localității Bad Erlac, cei doi s-au căsătorit din punct de vedere legal și acolo au fost declarați soț și soție, dar și aici, potrivit a ceea ce s-a înfăptuit în dreptul lor, îi declarăm soț-soție, cu toate drepturile de soț și de soție și cu toate datoriile aferente familiilor. Domnul să vă binecuvinteze și dați-mi voie să vă urez un drum bun împreună cu Domnul Isus. Amin. Și niciodată fără El. Vrem să mulțumim Domnului și prin fratele David Suingiu vom mulțumi Domnului pentru părtășia avută în prima parte a zilei de astăzi și îl rugăm pe Domnul să petreacă în continuare cu noi, cu fiecare în parte. Amin. În numele Tău, Tată din ceruri, venim ridicați pe picioare să-Ți mulțumim frumos pentru harul Tău din ziua de astăzi, să-Ți mulțumim frumos pentru binecuvântarea care ai lăsat-o peste acești doi. Îți mulțumim frumos pentru binecuvântările care le-ai lăsat peste familiile noastre, peste adunarea noastră. Doamne, îți mulțumesc și Te laud. Acum Te rog frumos, Tată din cerul, să rămâi cu noi în continuare, să rămâi în familiile noastre, în casele noastre, în adunarea noastră, să rămâi ca Domn, ca Stăpân și Mântuitor. Și ajută-ne, Doamne, cât vom trăi pe acest pământ să putem să-Ți facem voia Ta, să Te slujim pe Tine și să Te lăudăm pe Tine. Al Tău nume fie slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Până săptămâna viitoare aveți harul să fiți numiți cea mai tânără familie a Bisericii Maranata, că duminică se căsătoresc alții doi. Până atunci și de atunci încolo, totdeauna cu Domnul Isus, corul intonează un imn, timp în care mirii, familiile, toți vom părăsi această sală. Cei care nu sunt la partea a doua căsătoriei la masă, cu alte cuvinte, sunt rugați după masă la orele 17, este slujbă în casa Domnului. Nu rămâneți acasă, veniți la închinare, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Iubirea și pacea tu legat, să-mi bănuiești.